Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a împlinit 50 de ani de la înființare. La acest aniversar, reprezentanții instituției au organizat o festivitate în cadrul căreia au reamintit activitatea și istoricul Inspectoratului Școlar Vrancea pe parcursul celor 50 de ani. Au trecut 50 de ani de când a luat ființă Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Pe 20 februarie 1968 a fost semnată decizia de înființare a acestei instituții. Momentul aniversar a fost marcat de conducerea inspectoratului printr-o serie de activități care au avut loc la sediul ISJ Vrancea. La eveniment au fost prezente cadre didactice, actual și foști inspector școlar și general. În deschidere a cântat corul Liceului de Arte Gheorghe Tatarescu din Focșani, condus de profesor Simona Safta. Oficiile de gazdă le-a făcut actualul inspector școlar general profesorul Dorin Crista. Autoritățile locale au fost reprezentate la jubileul ISJ Vrancea de viceprimarul Ionuț Mersoiu. În anul centenarului Unirii tuturor românilor, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea împlinește 50 de ani de existență. Această instituție este nu numai un simbol al învățământului, ci al educației sub semnul permanenței, dar și al excelenței. Cei care au trasat destinul acestei instituții au dovedit pas cu pas profesionalismul lor și au marcat existența învățământului vrâncean printr-o viziune coerentă, uneori inovatoare, care a generat rezultate și nu în ultimul rând o imagine de care suntem mândri. Vreau să vă transmit în numele municipalității, a primăriei municipiului Focșani, sincere felicitări, succes pe mai departe în toate proiectele pe care le aveți în vedere și totodată să vă anunț că primăria municipiului Focșani va fi întotdeauna în sprijinul dumneavoastră și multă sănătate vă doresc și la mulți ani. Mulțumesc! Domnule viceprimar, pentru primăria municipiului Focșani, cu deosebită recunoștință și apreciere pentru susținerea învățământului vrâncean. Vă mulțumim și noi! Cu această ocazie au fost omagiate personalitățile care au trecut pe la conducerea instituției. În memoria celor care nu mai sunt printre noi s-a ținut un moment de reculegere, iar cei prezenți au primit plachete de onoare. Sunt foarte emoționat, în primul rând să apreciem ideea inspectorului general de astăzi de a ne reuni aici, de a evoca câteva momente din istoria acestei instituții, care împlinește 50 de ani astăzi, dar n-a apărut chiar așa deodată în 68. Ea continuă, de fapt, misiunea unor instituții anterioare, secțiile de învățământ, revizoratele școlare, care, făcute de alte, mă rog, sarcini conjuncturale, au urmărit întotdeauna trei obiective, trei direcții importante. Să gestioneze și să dispună resursele, inclusiv cele umane, sau mai ales cele umane, dar și materiale, să asigure calitatea și funcționalitatea și să evalueze procesul didactic. Din interior e adevărat, dar este o acțiune foarte importantă. Evaluare care se numea pe vremea noastră brigăzi, acum se numește rodici, dar este evaluare și menține tonusul și activitatea oamenilor. Pentru mine, perioada când am stat la inspectoratul școlar, a fost o adevărată școală privind conducerea și organizarea. Am prins perioada domnului ministru Marga, Andrei Marga, când ordinele de la minister veneau unul după altul, mapa era primit tot timpul, cumva cel puțin două ori să
să studiez toate documentele în mapă. Deci a fost o perioadă grea, dar am avut alături o echipă bună, chiar foarte bună, cu care am reușit să zic eu în mare măsură să ne achităm de sarcinile pe care le-am avut. Eu aș vrea să felicit conducerea Inspectoratului Școlar pentru modul în care a gândit și a organizat această rotundă și frumoasă aniversare, când Inspectoratul Școlar a ajuns la pagina 50 a vieții lui. Așadar, este o sărbătoare a muncii unui șir de inspectori, generali, inspectori generali ajunți, dar nu să nu uităm și personalul tehnic administrativ din această instituție, care și-a adus o contribuție remarcabilă la bunul mers al muncii în această instituție principală de învățământ din județul nostru. Eu reprezint trecut, toți ceilalți prezent. Dar uitându-mă așa, noi eram roșați. Am face o săptămână, am controlat tot județul. Eu am venit la Inspectoratul Școlar în aprilie 1975. Grație inspectorului general, Aurora Stavrace. A plecat de la inspectorat pe 7 noiembrie 88, dar coincidență am fost eliberat din funcție, tot în aprilie, dar în 1990. M-am format ca inspector școlar, sub îndrumare a trei personalități ale învățământului românesc, cum mai zicem. E vorba de Aurora Stavrache, inspector general, Valeriu Chiriac, inspector general adjunct și inspectorul general din Ministerul Învățământului, botezatul Ion. Mă simt onorată pentru că sunt alături de profesori, de mentori, de colegi, echipa cu care câțiva ani buni am derulat primele proiecte pe fonduri structurale ale Inspectoratului Vrancea. Sunt emoționată pentru că mă aflu alături de domnul inspector general, care mi-a fost mentor în perioada când formam o echipă la Colegiul Auto Focșani. În această seară, începând cu ora 18:40, puteți urmări evenimentele derulate cu ocazia jubileului Inspectoratului Școlar Județean Vrancea în cadrul emisiunii Ex Catedra. Tinerii care își doresc o carieră militară sunt așteptați în această perioadă la Centrul Militar Zonal pentru întocmirea dosarului de candidat pentru școlile militare. Înscrierile se încheie la începutul lunii aprilie pentru învățământul liceal militar și universitar. Pentru învățământul post-liceal militar, termenul limită de depunere a dosarelor este începutul lunii mai. Centrul Militar Zonal Vrancea, prin Biroul Informare, Recrutare, structura specializată a Ministerului Apărării Naționale, care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea candidaților pentru profesia militară, aduce la cunoștința celor interesați că a început întocmirea dosarelor de candidat pentru instituțiile militare de învățământ liceal, post-liceal, universitar. Sunt sute de locuri disponibile în colegii post-liceale și academii militare. La Colegiile Naționale Militare sunt disponibile un număr de 480 de locuri, câte 120 de locuri pentru fiecare Colegiu Național Militar care funcționează în următoarele locații: Câmpul Moldovenesc, Craiova, Alba Iulia și Breaza. Locurile sunt la comun atât pentru băieți cât și pentru fete. Data limită de înscriere, de depunere a dosarelor pentru această categorie de candidați este 3 aprilie 2018. Pentru formarea ofițerilor funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale următoarele instituții: Academia Tehnică Militară, Institutul Medico-Militar, Academia Forțelor Terestre, Academia Forțelor Aeriene și Academia Navală. Pentru aceste instituții, în acest an, Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs un număr de peste 1000 de locuri, repartizate astfel. Pentru
Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, 334 de locuri. Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, 146 de locuri. Academia Navală de la Constanța, 84 de locuri. Academia Tehnică Militară, 245 de locuri. Și Institutul Medico-Militar, 178 de locuri. Inițial, la Institutul Medico-Militar am avut repartizate un număr de 78 de locuri. Acestea au fost suplimentate acum câteva zile cu 100 de locuri. Deci, în total, la Institutul Medico-Militar sunt 178 de locuri, dintre care 90 la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Celelalte fiind repartizate UMF București. De asemenea, în Ministerul Apărării Naționale mai funcționează trei școli militare, de maestri militari și suboficeri pentru formarea maestrilor militari și a suboficerilor, și anume Școala Militară de Maestri Militari și Suboficeri de la Pitești, Școala Militară de Maestri Militari și Suboficeri a Forțelor Aeriene de la Boboc și Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale la Constanța. Astfel sunt disponibile 659 de locuri la maiștri militari și 392 de locuri la subofițeri. În premieră, locurile alocate la cursurile de formare a subofițerilor sunt repartizate în proporție de 49% pentru civilii din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale. Cei care doresc să învețe în aceste unități de învățământ trebuie să îndeplinească mai multe criterii și condiții. Un candidat pentru Colegiul Național Militar trebuie să fie absolvit învățământul minim obligatoriu de 8 clase, gimnaziul, sau să facă dovada faptului că este înmatriculat în clasa 8-a și să nu depășească 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere. Pentru ofițeri, vârsta maximă este 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru piloți. Vârsta maximă pentru candidații la programul de formare al maestrilor militari este 28 de ani, iar pentru subofițeri 35 de ani. Primii 200 de candidați au trecut deja pe la Centrul Militar Zonal Vrancea. Până în momentul de față, pentru colegiile naționale militare, ca ați spus, de școli gimnaziale, avem un număr de 68 de adeverințe eliberate pentru întocmirea dosarului de candidat. O cifră totală pentru tot învățământul militar, mă refer la filiera directă, colegii, academii și școli militare de maestri militari și suboficeri, avem până în momentul de față aproape 200 de candidați cărora le-am întocmit aceste adeverințe de candidat cu care se prezintă la Spitalul Militar Focșani în vederea completării fișei medicale care este parte a dosarului de candidat. Reprezentanții Centrului Militar Zonal susțin că o carieră în domeniu oferă siguranță și stabilitate. Așa cum am spus-o de fiecare dată când am mers în instituțiile civile de învățământ în cadrul activității de promovare a instituțiilor militare de învățământ, pot spune și afirm din nou că odată absolvită o astfel de instituție militară, candidatul, mai târziu elevul, studentul, după ce va absolvi o astfel de instituție, va avea două lucruri certe, și anume un loc de muncă sigur și un salariu decent, spunem noi. Pentru cei interesați, angajații Centrului Militar Zonal Vrancea vă stau la dispoziție cu informații de luni până vineri în intervalul orar 8-16:30. Fiecare judecător care funcționează la instanțele din Vrancea a avut de soluționat în 2017, în medie, 1000 de dosare. În total, anul trecut, pe rolul instanțelor din Vrancea s-au aflat peste 48.000 de cauze. Toate aceste date sunt cuprinse în raportul de bilanț al Tribunalului Vrancea pe anul 2017. Făcând o ierarhizare a activității instanțelor din raza Tribunalului Vrancea din punctul de vedere al cauzelor aflate pe rol în 2017, se evidențiază judecătoria Focșani cu un număr total de 27.285 de cauze, urmată fiind de Tribunalul Vrancea cu un număr total de 11.848 de cauze, apoi de judecătoria Adjut cu un număr total de 5.321 de cauze și de judecătoria Panciu cu un număr de 4.022 de cauze.
În cursul anului 2017, pe rolul Tribunalului Vrancea s-au aflat 11.848 de dosare, cu 8,57% mai multe față de anul 2016. Dintre acestea au fost soluționate 8.361 de cauze, din care 2.073 de cauze de către secția 1 civilă, 1.251 de cauze de către secția penală și 5.037 de cauze de către secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal. Dintre hotărâre pronunțate, au fost atacate aproximativ 24,11%, adică dintr-un număr de 8.361 de hotărâri, au fost atacate 2.016 hotărâri. La nivelul Tribunalului Vrancea, indicele de desființare a fost de 5,33%. Cele 48.476 de dosare ce au revenit spre soluționare tuturor instanțelor din județul Vrancea au determinat o încărcătură efectivă pe judecător de 1.072 de dosare în condițiile unor scheme incomplete. La nivelul judecătoriilor, 36.628 de dosare au revenit spre soluționare unui număr de 28 de judecători efectivi, rezultând o încărcătură pe judecător de 1.308 dosare. La judecătoria Focșani, încărcătura pe judecător a fost de 1.218 dosare, la judecătoria Panciu de 1.749 de dosare, iar la judecătoria Giu de 1.612 dosare. Încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Vrancea a fost în anul 2017 de 769 de cauze pe judecător, la calculul acestea avându-se în vedere compunerea completurilor colegiale, 2 judecători în apel și 3 judecători în recurs. În anul 2017, încărcătura pe judecător la nivelul acestei instanțe a fost de 769 de cauze. În acest moment, schema de personal a tribunalului prevede un număr de 88 de posturi, dintre care sunt vacante 4, 2 de judecător, un post de grefier și un post de specialist IT. Tribunalul Vrancea este o instanță cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Focșani, județul Vrancea. În circumscripția acestei instanțe funcționează 3 judecătorii, Focșani, Panciu și Adjud. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia vă invită mâine seară la un recital de pian susținut de tânărul artist Ionuț Diaconu. Biletele se găsesc la casa de bilete a instituției. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani are bucuria de a ne invita miercuri 21 februarie 2018 la ora 19 să asistăm la un recital de pian susținut de un tânăr artist cu origini focșenene, Ionuț Diaconu, student în anul 2 la Facultatea de Interpretare de pe lângă Universitatea Națională de Muzică București, la clasa binecunoscutului maestru în pedagogie și artă pianistică Vlad Dimulescu. Tânărul artist este câștigătorul premiului întâi la ediția 12-a a concursului de interpretare Festivalul Muzicii Maghiare, organizat de Institutul Maghiar Balasi din București, a obținut mențiunea de onoare la concursul internațional Santa Cecilia din Porto și alte premii în competiții din țară, dar a susținut și recitaluri în sălile de concert bucureștene. Programul recitalului va cuprinde lucrări de Ludwig van Beethoven, George Enescu, Johann Sebastian Bach, Sergei Rachmaninov, Franz Liszt și Tudor Dumitrescu. Biletele se găsesc la casa de bilete a Ateneului Popular din Focșani. Au intrat deja în vigoare prevederile privind afișarea de panouri de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice care nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Panourile trebuie amplasate la intrare și să fie inscripționate cu litere de tipar de culoare roșie pe fundal alb. Începând cu data de 21 ianuarie 2018, a intrat în vigoare legea numărul 28 din 2018 pentru completarea legii numărul 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Noile prevederi impun afișarea unor panouri de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu. Astfel, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice fără autorizație de securitate la incendiu au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm de culoare roșie pe fundal alb. Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Au intrat în vigoare noile prevederi ale legii privind apărarea împotriva incendiilor care impun afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.
Beneficiarii acestor construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înștiințare, având conținutul: acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu. Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă în cuantum de până la 5.000 de lei. Construcțiile publice care vor trebui să afișeze panourile de înștiințare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori și pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranță pentru prevenirea incendiilor. Obligația de marcare a spațiilor vizează categoriile de construcții cu următoarele destinații și funcțiuni: clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinație de comerț, baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine, clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinație de cultură, teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole, destinate sau deschise participării publicului, clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism, hoteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier. Formațiile de mini-fotbal Voința Deep Serve și Sanorom Bolotești se vor întâlni în finala ediției 2017-2018 a Cupei Firmelor. În semifinale, Voința Deep Serve a trecut de Steaua Focșani, iar Sanorom Bolotești a furnizat surpriza și a învins pe Grafit Decor. Ediția 2017-2018 a tradiționalei competiții de mini-fotbal Cupa Firmelor, în trecere care se desfășoară la sala polivalentă din Focșani, se apropie de final. În marea finală se vor întâlni echipele Voința Deep Serve și Sanorom Bolotești, formații care au trecut în semifinale cu același scor 5-1 de echipele Steaua Focșani și respectiv Grafit Decor. Voința Deep Serve și Sanorom Bolotești sunt echipele care au dominat mini-fotbalul din Vrancea în ultimii ani și au obținut cele mai importante trofee. Sanorom a câștigat litru la Liga de Mini-Fotbal și a ajuns până în Liga Campionilor, evoluând în luna septembrie 2017 la turneul final din Slovenia. De asemenea, Sanorom are în palmares un titlu de vicecampioană și o supercupă, dar și două participări la turneele finale ale campionatului național de la Hunedoara și Bacău. Voința Deep Serve are cele mai multe titluri la întrecerea de la sala polivalentă. Echipa de mini-fotbal menegeriată de Marian Spânu se mândrește cu titluri obținute la Liga de Mini-Fotbal, dar și cu participări la turneul final al campionatului național, unde a terminat pe locul 5. Judoca focșăneni au participat la final de săptămână la un puternic turneu care a avut loc la Cluj-Napoca și la care s-au prezentat sportivi din toată țara. Sportivii de la Clubul Unirea Focșani au urcat pe podium după ce au avut o evoluție excelentă. Profesorii Adrian Moldoveanu și Mugurel Popa și-au dus elevii pe care îi pregătesc la secția de judo a CS Unirea Focșani la Cluj-Napoca la Cupa Transilvaniei, competiție care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Focșănenii au urcat de 5 ori pe prima treaptă a podiumului de premiere și de câte 2 ori pe pozițiile a doua și a treia. Au câștigat concursul Silvia Pomană, Bianca Cioară, Mario Constantin, Denisa Marin și Georgia Hagianu. Judoca Iulia Moldoveanu a încheiat competiția pe locul al doilea, ca și Mihăiță Mocanu. Pe locul al treilea s-au clasat Larisa Constantin și Ionela Macovei. La Cluj-Napoca, sportivii de la CS Unirea au făcut o foarte utilă repetiție pentru participarea la campionatul național de cadeți Under 18, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. La întrecerea de la Arad, CS Unirea Focșani va fi reprezentat de 5 sportivi: Georgia Hagianu, Denisa Marin, Larisa Constantin, Ionela Macovei și Alex Naghi. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi acoperit, vântul va sufla variabil. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 0 grade Celsius, iar cele maxime între 1 și 3 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!